Bine v-am găsit, fecioare. Voi face etalarea pentru fecioare, etalarea pentru luna nouă, luna nouă în pești. Este un moment în care puteți să luați o decizie legată de casa care este în opoziție cu casa personalității voastre. Deci, aspectul poate să fie legat și de personalitatea voastră, fiindcă luna nouă se va perfecta în pești, când soarele va fi în fecioară. Este vorba de casa șaptea pentru voi, fecioare, deci este vorba de casa contractelor, a asocierilor, a căsătoriei, a relațiilor personale pe care le aveți. Să vedem ce se poate întâmpla legat de această casă și ce puteți face pentru a recolta, nu, o reușită în septembrie, când avem luna plină din pești și soarele în fecioară. Aveți o grămadă de rune care sunt și benefice, deci față de alții care n-au prea avut șanse. Aveți și voi persoane care se implică și vă creează probleme, din câte se vede, dar și momente benefice. Ia uitați ce aveți aici. Ce aliniament aici de benefic. Deci, apropo că fecioarele îmi reproșau că nu au etalări reușite. Nu li se aduce nicio reușită. Poate că nu vă uitați acolo unde trebuie. Adică la zodia voastră. Dar, sau, nu știu, acum sperați să fie numai o reușită toată viața, mai avem și momente de probleme pe care trebuie să le rezolvăm și tocmai acest lucru atenționează runele. Deci aici am spune că aveți un moment foarte dificil. Aveți o călătorie. O călătorie care este poate la sfatul unei persoane care chiar intenționează să vă vadă bulversați, să vă vadă încurcați. Este o călătorie, un sfat dat intenționat legat de o călătorie care să vă aducă o cădere. O cădere de energie, pierdere de bani, pierdere de timp, nu, de proiecte, de tot ce aveați. O anulare a unor proiecte, a unor obiective pe care le aveați în această perioadă și să faceți o călătorie. Poate fi vorba de o călătorie raidoc, o căruță. E vorba de o călătorie, o călătorie care nu va duce nimic bine, cu obstacole, cu întârzieri, cu probleme. Avem aici Nied care spune aveți răbdare. Deci, poate fi la o persoană în vârstă, o persoană care vă pune la încercare nervii. Trebuie să fiți conciliant, să fiți înțelegător, să aveți, cum să spun, simțul umorului, să vă păstrați acest simț al umorului. Și plus de chenaz, care este răsturnat și arată o pierdere, ceva se încheie. Această călătorie se încheie cu o pierdere. Este un moment dificil pentru voi, poate fi vorba în primul rând de o pierdere materială, fiindcă le avem aici pe hotel care întărește acest lucru. Hotel reprezintă bani,
reprezintă bunuri materiale care aduc această pierdere. Dar, așa cum am spus, deci acesta este un moment dificil. Nied spune: aveți răbdare. Lăsați obstacolele și problemele care le aveți, fiindcă ele s-ar putea să vă dea acea șansă și timp necesar pentru a vă informa, pentru a găsi soluții în această situație. Și alături de Ehpaz răsturnat, care vă spune: fiți perseverenți, dar fiți corecți și fermi în tot ceea ce faceți, astfel încât să transformați acest moment nefericit într-un moment benefic. Deci cheia voastră este dată de cele două rune: aveți răbdare și corectitudinea, fermitatea, hotărârea vă poate aduce un moment foarte benefic dacă vorbim despre sănătate. Uitați-l. Este Gifu, care dă daruri, dar dă și, lângă sigel care este runa sănătății, o refacere foarte rapidă a vitalității. O persoană care se recuperează foarte repede după o perioadă de boală, de probleme de sănătate. Vă recuperați foarte repede și vă reveniți. Vă pregătiți pentru o reușită, o victorie. L-am mutat intenționat, fiindcă el aici tir arată o victorie care vine spre voi. Deci, o reușită, tir, vă susține, vă aduce un succes, forță. Am zice, mergeți într-o direcție în care credeți și veți reuși, indiferent de șansele voastre. Veți fi motivați să aveți o voință, o unitate în gândire pentru a reuși, pentru a vă atinge acest scop. Alături de Eolc, tir în această poziție, este o rună masculină care poate să reprezinte un bărbat care vă susține, vă ajută, atât pentru o femeie cât și pentru un bărbat. Poate să fie un ajutor pe care îl primiți. Și Eolc, o rună norocoasă, arată norocul în viața voastră. Poate o prietenie, poate o relație nouă, care va aduce generozitate, bucurie de apropiere, protecție din partea unei persoane, o premoniție poate foarte puternică, care vă ajută să identificați un dezastru și să-l înlăturați, să scăpați de acest dezastru, deci cu acest eolc. Și în primul rând aveți aici aceste rune care dau schimbarea, ing, schimbare totală în viața voastră și rapidă, dar și daeg, care este tot o schimbare, dar lentă și sigură. Deci am spune că trebuie să vă așteptați la niște schimbări puternice în viața voastră. Aveți aici ing, care arată că sunteți susținuți să încheiați ceva în viața voastră și să începeți ceva nou, să acceptați o piatră de hotar în viața voastră care va aduce o schimbare, ceva care se schimbă și va aduce ceva benefic pentru voi. Poate fi o relație, poate să fie venirea unui copil, poate să fie o schimbare la locul de muncă, ceva care să fie foarte benefic pentru voi. Și alături de Daeg, care și el reprezintă o schimbare, dar de data asta lentă și sigură, poate fi vorba, așa cum am spus, orică este și relație, poate să fie o schimbare de două ori și în relații, dar și în locul de muncă sau locul unde locuiți.
O schimbare care este lentă și sigură. Vine totul, cum să spun, nu o să vă dați seama, nu o să, că se produce o schimbare. Totul este atât de lent și sigur, dar vă duce la o schimbare benefică. Deci e ceva, am putea spune, vine binele și pe strada voastră. Dacă ați fost atât de mult supărați pentru etalările negative, dar sunt momente dificile, sunt momente când, uitați, aveți aici o schimbare care este benefică pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Verificați-vă și ascendentul, dar și luna, unde aveți luna, mai ales în primul rând pentru cei care, pentru cele care sunteți femei. Pentru bărbați, luna are o importanță prea puțină, ascendentul și zodia. Deci, vă doresc numai bine!